Aici am cel mai slab roi, la care o să mai pun niște rame ca să le golească de la alți stupi. Un hrănitor. Are o ramă cu care o să o înlocuiesc de la alți stupi cu ramă care a fost depus puiet și cu mult mai multe miere. Aici, așa. Are pe intervale albine aici. Este, deci, 1, 2, 3 și are și aici albine multe. Aici sunt puține, aici sunt albine multe. Pe rest, deci sunt 1, 2, 3 intervale de dadant. În cuib are miere suficiente, pentru că are aproape jumătate coroana de miere. Puiet căpăcit, acesta este o ramă nouă, aici nu o să mai depune puiet, este o ramă nouă, aici este puiet, se vede puiet căpăcit aici și celule eliberate. Am spus că aici trebuie să-i mai pun o ramă, dar el poate să ierneze așa și cu puțin ajutor în iarnă, în primăvară, o să fie un stup la salcâm. Acum, stimulent nu-i mai trebuie acum, pentru că văd că mățcile la toți depun puiet. Timpul a fost când mai cald, când mai cu ploi. Mai este ceva, aduc ceva ziua și nu este necesar stimulent. O să trebuiască dat cu pentru varoa, cu diferite soluții pentru ca să eliminăm varoa, dar acum se poate da o dată din când în când. Ultimele două ar trebui să fie când prin septembrie, am spus, când se împuținează puietul. Aici am să-i pun niște rame care le-am ridicat de la alte magazii ca să îl golească. Să le tragă în cuib. În cuib mai e ceva loc, după cum ați văzut, de ouat, dar el matca depune, după cum am spus, depune ouă în șuturi. Depune ouă, umple de ouă, stă 21 până se eliberează, apoi depune din nou. Ea nu depune continuu, pentru că ea depune doar în cuibul format de albine, care nu mai este așa mare. Aici vine acest plastic care trebuie să înlocuiesc, că are găuri. O să le înlocuiesc la toate plasticul, pentru că sunt cam vechi. Asta este 5 mm de nu știu, de ăsta presat, care nu cam se construiește ușor din el un podișor. Sau la plase, la unii sunt plase, acum nu i-am ales. Și totuși iernare ușoară.